Învățământul online a adus rezultate bune la bacalaureat în Miroslava. Promovabilitatea examenului a fost de 65%, spune primarul comunei Niță. Totodată, acesta a discutat și despre noile proiecte pe care le vizează în sistemul educațional din comună. Primarul comunei Miroslava Dan Nița a precizat că anul acesta rata de promovabilitate a examenului de bacalaureat a crescut față de ceilalți ani, iar învățământul în mediul online nu a creat dificultăți elevilor. Anul ăsta a fost un an mai deosebit pentru noi, cu toate că am, am fost în pandemie, s-a reușit ca la sfârșitul anului școlar să absolve 20 de copii din 30. Din cei 20, 13 au luat bacalaureatul, adică 65%. În comparație cu ceilalți ani, să știți că a fost un rezultat foarte, foarte bun s-a pus la noi, n-au fost probleme cu învățământul online. Le s-au pus tabletele la dispoziție, nu de primăria Miroslava, tabletele au venit prin inspectoratul școlar și mare parte din ele prin sponsorizări de fel de fel de firme. În ceea ce privește noile proiecte ce vizează programul educațional la Miroslava, va fi finalizată anul acesta o școală cu 34 de săli. Anul acesta finalizăm lucrarea de construirea școlii generale Constantin Langa, școală care se face cu 34 de săli de clasă, care se face în curtea liceului agricol. Nici anul acesta nu a fost o problemă pentru Comuna Miroslava în privința numărului de copii, pentru că au avut unde să învețe. Chiar a rămas cu foarte multe clase libere, dar am dus mai mult au fost necășiți cu numărul de cadre care trebuie să asigure numărul de elevi de la noi. Recent, în Comuna Miroslava a fost inaugurată o creșă cu o capacitate de 40 de locuri. Aici sunt momentan înscriși 30 de copii cu vârsta de până la 3 ani. Primarul Danniță mai are în vedere și construirea unei alte creșe unde vor putea fi înscriși cel puțin 100 de copii.